Suntem în legătură între Londra și București cu Claudia Motea și mă bucur enorm că ne vedem, că ne auzim. Realizăm un interviu pentru Romanian Radio London, dar noi avem și privilegiul să ne vedem, pentru că facem așa o înregistrare în care să ne și putem privi ochi în ochi, chiar dacă suntem la distanță. Mulțumesc, draga mea, că ai acceptat invitația mea. Mă bucur mult de tot și, într-adevăr, este așa un moment îmbucurător să fiu cu tine, în primul rând, și să mă adresez românilor din Anglia și din toată lumea, de ce nu? Pentru că acum traversăm peste tot, mergem pretutindeni. Dar tu ai acest exercițiu și această experiență de a te adresa românilor plecați de acasă, pentru că ai tu însăți o istorie extraordinară și aș vrea să te rog mult să-mi spui care au fost pașii devenirii tale ca artistă și ai stabilirii tale în alte comunități de români din lume. Spune-mi, să o luăm cu începutul, când ai știut că ești artistă? Deci, cum se spune, am vrut să fiu artistă de când eram mică. Ai vrut? Aveam 2 ani, da, era cântecul acesta celebru. Păi tot așa, din fragedă pruncie, din copilărie, când mă jucam în fața blocului, făceam piese de teatru, montam noi și eu luam... cel mai serios luam acest joc al nostru de teatru. Și chiar mă supăram când ceilalți copii nu răspundeau corect, nu spuneau poezia frumos, adică eu eram și așa o mică regizoare și chiar părinții observau că cu mine se întâmplă altceva decât cu ceilalți copii din fața blocului. Ce Apoi sunt părinții am tăi, descoperit Claudia? În Claudia, ce sunt părinții tăi? Provii dintr-o familie de artiști? Moștenești deschiderea asta de la cineva? Nu, nu. Părinții mei, tatăl meu a fost, Dumnezeu să-l ierte, a plecat la bunul Dumnezeu, a fost inginer și a fost vicecampion balcanic la box, inginer agronom care a fost repartizat la Gorj, imediat după facultate și a și înfiripat filiala de box din Gorj. Deci avea și o predilecție spre sport, predilecție așa în sânge, iar mama a lucrat în comerț și a fost mai mult dedicată familiei și în creșterea, în educația noastră, a mea și a fratelui meu. Nu, nu provin dintr-o familie de artiști. Acest lucru chiar așa l-am dus cu o bidă în viață, în cariera mea artistică, pentru că de multe ori când așa căram pe umerii mei această greutate și dulce povară a artei, mi-aș fi dorit mult să am o proveniență artistică, să am părinții actor sau în domeniul artei. Dar asta o zic în acest mod, dar în același timp acest lucru m-a ambiționat mai mult și m-a făcut să conștientizez că un câștig, dacă îl am, trebuie să-l am în primul rând prin muncă și printr-o dăruire totală. Dar crezi că le este sau că le-a fost și că le este întotdeauna mai ușor celor care provin dintr-o familie care are conexiuni, care are relații, care are un exercițiu al apropierii de artă și de mediile acestea? Crezi că le e mai ușor, nu, copiilor născuți da, într-o da, familie de artă? Cred că le este mai ușor pentru că părinții mei n-aveau nici predilecție spre cultură și așa că într-un mod... Când eu luam o carte sau eram premiată sau eram aplaudată la o serbare, mă refer așa strict, începând cu copilăria, ai mei nu-și dădeau seama cu adevărat ce înseamnă acest lucru și nu-și dădeau seama, nu conștientizau nici marea mea iubire pentru teatru, pentru a mă exprima artistic.
Ori când ieși din mlădițe artistice, pur și simplu ei te ghidează, trăiești pe lângă ei, respiri pe scenă, respiri teatru, practic. Eu m-am născut cu teatru în sânge, dar cred că așa a fost nu de la mama și de la tata, așa a fost de la bunul Dumnezeu. Da, ce frumos, cred că a fost de la bunul Dumnezeu și că știm doar sunt atâția mari artiști care s-au născut în câte un sătuc și de acolo s-au deschis către întreaga lume și tu tocmai ai pus pe scenă într-un fel atât de original, având-o alături pe Beatrice Rancea ca regizoare și ca coordonatoare a light design-ului, povestea lui Constantin Brâncuș, până la urmă dintr-un sat din Hobița să ajungă să fie reperul frumuseții lumii astea întregi, ce alt exemplu poate fi? Este și să știi că, bine, el este geniu, este atins de aripa geniului și știi cum este. El zicea că niciodată nu o să-l ajungem pe Dumnezeu, dar drumul spre el este foarte important. Raportând drumul meu în artă cu cel al lui Brâncuș, vreau să spun că, într-adevăr, există similitudini, există pentru că amândoi am plecat de la Târgu Jiu și el și eu am emigrat, el a emigrat în Franța, eu am plecat în America. Nu m-am dezis niciodată de arta mea și cred că eu cel mai mult mi-am dat seama că aceasta este menirea mea. Când am rămas singură în America, în New York, când am văzut că nu există nicio posibilitate de a mă exprima prin arta mea și prin teatru și nu am abandonat acest lucru. Și lui a fost teribil de greu acolo în Paris. Chiar și acum, când am lucrat și la carte, cartea Brâncuș, dragostea mea, și la spectacol, mi-am dat seama, Doamne, prin câte a trecut și acest om și cât și-a iubit arta, încât nu a abandonat. Este un lucru foarte important, foarte important să mergi pe drumul tău, să te găsești și să te regăsești în ceea ce faci și după aceea să te definești prin ceea ce faci, într-o lume nouă, într-un sistem nou și la o anumită vârstă. Pentru că eu am emigrat la aproape 30 de ani, era altceva dacă aș fi emigrat când era mai tânără și uite că mi-am făcut un drum frumos în America, mai precis în Canada, am și cetățenie canadiană și practic recunoașterea mea ca actor și ca dramaturg am primit-o pe meleagurile americane, deci am primit-o la canadie. Vreau să revenim puțin, să nu sărim peste pasul ăsta de dinainte de plecarea ta în America. Deci ai plecat tot din Oltenia lui Brâncuș. Cum ai ajuns? Ai făcut facultatea de teatru? În ce oraș și care a fost periplul tău? Și cum au mers lucrurile mai departe până la plecarea în America? Da, deci am terminat liceul de mate fizică în Târgu Jiu, apoi am dat la teatru, am terminat teatru și în anul 4 am dat o probă la Silviu Purcărete, la piesa Danaidele. Era un proiect internațional, un mega proiect, cu 100 de actori. Pare așa, ai intrat și tu acolo la număr. Într-un fel da, dar într-un alt fel au fost peste 2000 de candidați și din 2000 de candidați am rămas 100. Din nou pot să spun că așa a vrut poate Dumnezeu. Întâlnirea cu Purcărete pentru mine a fost crucială și nu numai pentru mine, pentru mulți actori tineri din acest proiect internațional Danaidele.
Am jucat ucenicia, mi-am făcut-o la Craiova timp de 3 luni la Teatrul Național și după aceea am plecat cu proiectul Danaidele în Europa. Am jucat la cele mai prestigioase festivaluri de teatru din Europa și punctul culminant l-am atins cu acest proiect la festivalul Lincoln Center de pe Broadway din New York. Am avut o poveste frumoasă de iubire. M-am îndrăgostit de un american când am ajuns în America și, practic, el mi-a cerut să rămân acolo. Da, spune-mi cum l-ai cunoscut. Spun, nu lăsa iubirea așa să treacă într-o doară. Spune-mi cum v-ați întâlnit. Deci erai cu trupa ta de teatru. Eram cu trupa de teatru. Din trupă făceam noi parte acești danaizi și danaide în număr de 100 și pe lângă noi erau și nume sonore ale teatrului românesc. Am avut deosebita onoare să joc cu Radu Beligan în trupă, cu Coca Blos, cu Mariana Buruiană, cine mai era, Mișu din Vale. Deci era o producție fabuloasă. Și când am ajuns la New York, una dintre cele mai bune prietene ale mele, Georgiana Nestor, care acum se află în Los Angeles și are o carieră frumoasă și ca producător de film, mi-a făcut cunoștință cu acest american care știa că e singur. Nu a fost un tertip ca să rămân acolo, dar eu când am ajuns acolo în aeroportul Kennedy, am simțit atât de acut acest sentiment al libertății, încât am zis, Doamne, eu aici vreau să rămân. Era în anul 1997, mi-aduc aminte, și acum, dacă e să gândesc și să privesc înapoi retrospectiv, încă simt acel moment. Și am zis, dacă exact cum am pus piciorul acolo pe aeroport și am zis, niciodată nu m-am simțit așa de liberă și așa de, cum să zic, de încrezătoare în mine. Și i-am spus acestei prietene ale mele, măi, eu aș vrea să rămân și așa, uite, eu chiar am un băiat și dacă e, nu să fie așa să îl iei pentru acte. Să fii, să e singur, i-am arătat o poză cu tine, îi place, el făcuse două facultăți, apropo era și profesor de istorie și lucra în IT la Rockefeller Center și a fost așa o dragoste la prima vedere între noi doi. Deci ți-a plăcut cu adevărat, n-ai avut ezitări. Da, nu. Deci a fost un lucru extraordinar de frumos, de curat, de, cum să zic, altfel, eu așa sunt, eu și în relațiile și cu actorii și cu regizorii, dacă eu nu simt acea compatibilitate de om la om, nu pot să fac ceva, nu pot să construiesc pentru că știu că nu are durabilitate și prefer să tai de la început decât să mă prelungesc cu un lucru care știu că nu are un final fericit sau așa. Și a fost o dragoste frumoasă, în fine, dar n-a avut acel final pe care eu mi l-aș fi dorit. Adică ce final ți-ai fi dorit? Eu, iubindu-l mult de tot, eu doream să fiu cu el, că noi femeile vedem lucrurile, o relație cu un bărbat alt. Asta îți doreai, să vă căsătoriți, nu? Să ne căsătorim în final. El mă iubea foarte mult, eu îl iubeam foarte mult, dar a fost o situație mai specială pentru că el provenea dintr-o familie extrem de suspusă, poziționată foarte sus, iar, nu știu acum de ce dezvăluiesc toate lucrurile astea, părinții, mama lui s-a opus și atunci eu am preferat să plec în Canada decât să stau acolo și să, cum să zic, să forțez lucrurile în alt mod. Și când m-am dus în Canada, am stat așa un an de zile cu el într-o relație frumoasă, venea, pleca și după aceea am decis ca fiecare să-și ia drumul lui. Spune-mi. Dar nu regret. Ce gust poate să lase o astfel de întâmplare? Noi suntem acum în secolul 21, mă rog, atunci era încă secolul 20, nu era 90 și ceva.
Ideea asta că încă o mamă mai poate să decidă pentru un băiat în toată firea și că cineva din lumea asta îți poate spune ție, eu te și văd și mai uimitor mi se pare asta, o femeie frumoasă, delicată, deșteaptă, cultivată, că nu ești suficient de bună pentru cineva. Cum putem să mai acceptăm noi în zilele astea genul acesta de mentalitate? Vezi, sunt multe femei care trec peste acest lucru și nu le pasă și atunci se ivește acea discordie între soacră și noră sau și nu duce la un lucru bun. Mai ales când el într-adevăr era pe picioarele lui, dar încă depindea foarte mult de părinții lui. Spun că venea dintr-o clasă socială suspusă ca lumea, ori eu n-am vrut să periclitez absolut nimic. Nu știu de ce am mărturisit acum, dar poate că poate firea ta extraordinară, da. Poate cineva are nevoie de informația asta dintre cei care ne ascultă. Poate că lămurim în noi niște lucruri care s-au așezat acolo ca, nu știu, ca niște răni pe care nu le-am vindecat. Eu, cel puțin, am o rană legată de această discrepanță între clasele sociale, între rase, între toate nedreptățile astea care încă se perpetuează, deși noi suntem cu toții oameni atât de buni, atât de frumoși, ne-am dovedit de 1000 de ori valoarea și ne-o dovedim prin felul nobil în care ne purtăm. Și da, totuși, uite, câte cineva ne pune o etichetă, nu ești suficient de bună pentru fiul meu, pentru proiectul meu, pentru teatrul meu, probabil că se întâmplă, pentru ziarul meu și așa mai departe. Da, deci poate cineva... Hai să spun și partea frumoasă, adică partea cea mai frumoasă, care poate, tocmai de asta trebuie să mă cunosc cu el. Eu am început în Canada să scriu piese de teatru pentru a-mi crea oportunitatea de a juca pe scena teatrului canadian. Când mă duceam la piese, mă bucuram pentru actorii de acolo, dar practic nimeni nu mă lua în serios. Și atunci am zis, eu trebuie să găsesc, să fac o strategie anume, ca să intru, să joc, pentru că sufeream enorm. Și atunci am scris o primă piesă de teatru în limba engleză, am introdus un Fringe Festival în Londonul Canadei, a avut un succes imens, neașteptat pentru mine. Și atunci lucrul acesta mie mi-a dat curaj și am scris o altă piesă de teatru, Love Me America, în care eu povesteam exact partea asta mea, cum am emigrat în America, cum l-am cunoscut pe acest american, cu povestea noastră de iubire, cu împotrivirea mamei lui și vreau să spun că am avut un succes atât de mare, am luat premiu pentru joc actoricesc, pentru dramaturgie. Și s-a finalizat chiar cu o nominalizare la premiul Brickenden, premiul de excelență în teatru canadian. Și această piesă am dus-o și am plimbat-o în Canada și am dus-o inclusiv la Los Angeles. Și după 7 ani de zile, după ce m-am despărțit de el, el a venit în Los Angeles, mi-aduc aminte și acum, a venit cu un buchet imens de trandafiri royali și a văzut piesa. Și a văzut piesa și vedea reacțiile spectatorilor, era în limba engleză, o jucam atunci, și când a văzut a început să plângă și a zis, Doamne, mie nu-mi vine să cred, așa am putut eu să mă porc cu tine și mama mea și toate astea. Și m-a cerut de nevastă în Los Angeles. Da. Ei, dar tocmai atunci, în perioada aia, mă curta altcineva. Și omul ăla a fost atât de frumos, atât de sincer, atât așa, nu puteam să fac. Adică ce făceam acolo? Balansam iubirile și toate. Și am zis așa, eu mă bucur că ai venit aici, mă bucur că ai văzut piesa, rămânem prieteni și atâta tot. Și a plecat din Los Angeles, adică a înțeles până la urmă, dar a plecat chiar îndurerat. Deci asta a fost atât. Dar suntem prieteni și acum. Uite că în lumea noastră se pot întâmpla minuni și lucruri mai bizare, dar adevărat. Da, cât deci de frumoase și care povestea îți oferă inspirație ție ca artistă, cu siguranță. Multă inspirație. Da. Și această piesă am jucat-o, am avut peste 80
85-87 de reprezentații. Am zis, măi, să le număr și alea peste 85. Și, într-adevăr, atâtea au fost și le-am jucat în peste 15 țări aici în Europa și am jucat-o în Canada, am jucat-o în America, la Los Angeles, am jucat-o la Teatrul Egiptean din Los Angeles, care este la 5 minute de Globo, de Teatrul Dolby, unde se țin Oscarurile. Și cu sările pline acolo am avut și români foarte mulți și mulți americani. Deci asta este povestea cu Love Me America, Love Me... Vida. Mai splendidă poveste, meriți să fii iubită, toți merităm să fim iubiți, fără să ne respingă cineva pentru, nu știu, locul din care venim, familia din care provenim. Noi, ca suflete, suntem la fel de strălucitori cu toții. Ca emigrant trebuie să-ți duci o altă cruce, o cruce în plus. Și eu nu pot să zic că m-a afectat, pentru că am ajuns așa la o filozofie sau o înțelegere a vieții în care accept totul, încerc să accept cu seninătate și să lucrurile care zic eu că îmi provoacă anumite stări sau să iau anumite decizii, zic așa, sunt date. Iar bunul Dumnezeu a vrut acest lucru și să învăț din ele. Și nu, adică eu mă bucur din tot sufletul că nu port ranchiune și iau datele vieții așa cum sunt. Normal că vreau să merg pe firul luminos al lucrurilor, dar dacă se mai întâmplă și se încoape așa, le iau și aceste lucruri într-adevăr mă întăresc și îmi dau putere ca să merg mai departe. Dar nu mă alterează și nu mă fac să gândesc urât. Înțelegi? Nu mă fac să gândesc urât. Pentru că cum au mers lucrurile mai departe cu cariera ta, cu șederea ta în Canada și cu celelalte proiecte pe care le-ai dus la bun sfârșit și ai ajuns înapoi la noi în România. Spun la noi în România, mă rog, la noi acum e în Marea Britanie, dar inima mea e tot în România, de asta spun la noi în România. Deci ce s-a întâmplat de ai ajuns apoi, iată, să te vedem jucând la Teatrul Dramaturgilor? Eu te-am văzut cu ochii mei acum câteva săptămâni. Da. Păi, deci am început cariera și ca dramaturg în Canada și făceam proiecte independente. Și în plus am făcut un institut de psihologie a copilului și am intrat să proiectele astea independente ale mele. Într-adevăr, în primul rând, mi-aduceau satisfacția mea ca artist, dar îmi trebuia o sursă de existență, cum să zic, zilnică, să-mi asigur într-un fel traiul acolo în Canada. Și am avut acest noroc că după acest institut psihologic de psihologia copilului am fost angajat în sistemul Montessori la o școală privată și am luat așa, pentru că probabil știi și tu, și când te duci într-o altă țară, ei de jos pornești, nu pornești, nu te angajați, cel puțin la mine așa a fost. Nu m-a angajat nimeni prima dată, gata, ești profesor de dramă, de artă dramatică în școala asta Montessori. Și am pornit de la grupele cele mai mici și am pornit ca education teacher. Că la ei și dacă ești și la școală generală sau ești și la grădiniță, tot teacher ești, tot profesor ești. Și am pornit pe etape și am evoluat, până când ei și-au dat seama că am acest talent pentru dramă și chiar ei mi-au propus. Și am devenit drama teacher și lucram în sistemul Montessori, îmi era foarte bine și câștigam foarte bine și îmi făceam și aceste proiecte independente. Dar tot timpul inima mi era în România, adică ziceam, Doamne, dacă aici am început să fiu cunoscută, trăiam în Londra, Canadei, dramaturgii începuseră să-mi ofere roluri, tot ceea ce ținea de emigranți, toate rolurile erau numai pentru mine. Aveam și această șansă pentru că, deși aveam 30 ceva de ani, puteam să joc rolul și de o fată de 16 ani. Și aveam această paletă largă, dramaturgii începuseră să scrie
piese pentru mine, pentru roluri, să mă includă în piesele lor, dar, nu știu, simțeam că Londonul devine prea mic pentru mine. Și între timp am și măritat, m-am măritat cu un pilot, un canadian, și rămăsese ca noi să plecăm mai departe, să mergem în alt oraș, într-un oraș mult mai mare, pentru că toți îmi ziceau, mai ales în momentul în care am prezentat Love Me America și am luat toate premiile în Londra, în Londonul Canadei, toți mă știau de acolo, ziceau, măi, dar tu trebuie să te duci altundeva, inclusiv președinta juriului a zis, pleacă, tu trebuie să mergi ori în Toronto, ori du-te, oriunde altundeva. Și la început am zis, mă, până când m-am integrat în comunitatea lor canadiană teatrală, până una alta, deci îmi era bine acolo. Dar după aceea am simțit că, într-adevăr, sunt un mare pește într-un mic lac. Într-un lac prea mic. Și am zis, hai să merg mai departe. Situația era pentru că soțul meu, deși era pilot și colinda peste tot, noi ne-am luat o casă acolo și avea părinții destul de în vârstă. Și a fost așa, nu un conflict, dar a fost tot așa o chestie de discuție între noi doi. Simțeam că eu trebuie să fac drumul ăsta, pe drumul teatrului. Chiar dacă câștigam bani frumoși, chiar dacă în draca drama teacher, totuși eu aveam o îngrădire, era acest lucru. Eu nu puteam să joc un Shakespeare acolo, nu puteam să joc, pentru că era, în primul rând, accentul. Pe mine, eu am un accent încă foarte puternic în limba engleză. Și indiferent că vorbeam corect sau indiferent că aveam aceste roluri, eu eram catalogată ca emigrantă, ca actor emigrant. Și făceam și pe poloneză, jucam și rusoaică, și româncă, și așa. Dar eu vroiam acest lucru și chiar așa, cu strângere de inimă, ziceam, Doamne, dacă am ajuns aici așa, ce s-ar fi întâmplat cu mine în România, unde, pentru că asta o spun la toată lumea, actorul este și un servant fidel al cuvântului. Ori eu nu eram, chiar dacă începusem să iau premiul și în dramaturgie, eu nu eram, să zic așa, cu loialitatea aia natală, să slujesc literatura, limba engleză. Și tot timpul am avut această strângere de inimă. Și într-o anumită conjunctură, mama s-a îmbolnăvit foarte rău, lucrurile erau așa cum erau, am zis, mă duc în România să văd ce e cum e, am venit în România, și într-adevăr am fost primită la teatru de comedie cu o piesă. Tot așa m-am consultat cu un prieten de-al meu care venise în Canada, el stătea în Montreal, era regizor acolo, și el mi-a zis, du-te cu o piesă în okay. Am zis, măi, eu vreau să mă duc, simt nevoia să joc în limba română. Deci eu nu sunt un om, un artist care s-a pierdut în lumea Americii, pentru că cunosc atâția actori care s-au dus acolo, actori consacrați în România, care s-au dus acolo și nu și-au mai făcut meseria asta. Și-au schimbat profilul sau n-au mai lucrat sau, în fine. La mine, din contră, eu am pus rădăcina aici în România, dar acolo eu m-am definit ca actor și acolo eu m-am integrat în comunitatea artistică din Canada și apoi m-am dus și am jucat în America, în Los Angeles și în New York, dar aveam această strângere de inimă, pentru că erau niște lupte de astea în mine de nici nu pot să-ți imaginezi. Și am zis, trebuie să mă duc să încerc și în România, pentru că eu nu simt împlinirea mea ca actor, în primul rând. Și am venit aici și am simțit că practic renas, practic așa mă voi împlini eu și mai mult, să joc și în limba română. Îmi căpătasem cetățenia, situația în familia mea de aici cu mama era foarte bolnavă, eu am suferit cumplit pentru că nu eram lângă ea, mama e tot mamă și așa, i-am ajutat foarte mult pe ai mei din străinătate când eram acolo, dar acea afecțiune pentru mama, sentimentul ăla pe care nu am putut să îl întorc înapoi, mă trăgea
înspre casă. Înțelegi ce vreau să zic? Înțeleg și perfect, atunci... pentru că și eu sunt plecată de acasă și vorbim despre asta și aici la radio mereu. Noi știm ce înseamnă să-ți fie dor de casă. Eu cred că toți cei plecați de acasă au trecut prin stările astea și de fapt nici n-ai cum să le înțelegi cu adevărat până când nu treci printr-o astfel de experiență grea. Închipuie-ți să stai acolo și oricum Londra, Anglia, e mult mai aproape, e aici în Europa, dar să treci oceanul ăla e mult mai dificil. Și să ai și pe mama bolnavă în România, adică nu mai ai, cum să zic, nu știi cum să te împarți, cum așa, în fine. Și am hotărât să vin în România, să joc aici, am făcut un fel de navetă între România și America și până la urmă am văzut că există o altă oportunitate. Dacă vin în România, voi juca foarte mult în Europa. Și acest lucru l-am făcut pentru că mă simțeam izolată într-un fel în America. Eu, într-adevăr, mi-am făcut un nume acolo, dar nu mi-am făcut un nume de ăsta ca la Angelina Jolie sau ca la, cum să zic eu, Salma Hayek. Hayek. Așa, da. Pentru că aici trebuie și puterea aia divină și norocul ăla colosal. Și nu aveam, adică eu tot ceea ce am făcut, am făurit pe spezele mele. Eu n-am avut conexiuni, ca să zic. Eu îmi făceam cruce și intram în scenă și în limba mea, așa cum era englezească de emigrant, cuceream publicul. Dar cuceream atât de frumos, încât vreau să spun că, și o spun și cu mândrie și cu smerenie în același timp, veneau oamenii la mine după aceea și e un lucru extraordinar. Să nu cunoști pe nimeni, să nu te cunoască nimeni și să te voteze, pentru că mai ales în festivalul luam și premii de popularitate, premiul publicului, care conta enorm, enorm pentru un actor care nu era cunoscut. Și lucrurile astea, într-adevăr, m-au motivat să merg mai departe, dar marea mea împlinire am simțit-o atunci când m-am întors în România și când am jucat în limba română. Și faptul ăsta că am dublă cetățenie și că sunt un ambasador al culturii între România și America mi-a dat cutezanță și să gândesc mult mai amplu, mult mai deschis și să zic stai puțin, că eu pot să fiu și aici în România să mă exprim ca actriță, dar pot să merg și acolo. După aceea a venit pandemia, au venit lucrurile astea. Dar nu mă las și nu știu, sincer, nu știu dacă voi rămâne definitiv în România, dar așa am fost învățată și lucrul ăsta m-a bucurat că l-am găsit și la Beatriz, la minunea asta de om de regizor, Beatriz Rancea. Ea în momentul în care e undeva, e acolo cu totul. Ea în momentul în care regizează sau e acolo în scenă, e cu totul. Așa sunt și eu. În momentul în care sunt undeva într-un loc, că joc la Horez, că joc la Teatru Egiptean din Los Angeles, eu cu aceeași credință joc. Că joc pentru un actor, că joc pentru 1000 sau 5000 de actori, cum am jucat la Roma, eu cu aceeași pregătire joc și cu aceeași dăruire. Ai vorbit despre Beatriz Rancea și vreau să le spunem ascultătorilor noștri cum a venit întâlnirea ta cu Beatriz Rancea. Eu i-am anunțat deja de mai multe ori, le-am vorbit despre proiectul vostru frumos, despre Brâncuș, dragostea mea și piesa de teatru pe care am avut și șansa extraordinară să o văd cu ochii mei la Teatrul Dramaturgilor Români din București, să te văd jucând. Cum a fost întâlnirea cu marea regizoare Beatriz Rancea și cum s-a așezat acest proiect extraordinar care are un succes fulminant? De unde până unde din toată lumea asta s-o întâlnești pe Beatriz Rancea? Da, și astăzi m-am întâlnit cu ea și ne uitam una la alta și a zis, Claudia, așa a fost să fie. Și cred că, într-adevăr, bunul Dumnezeu a vrut și Brâncuș ne-a ghidat una spre alta. Eu chiar cred.
Eu, înainte de a începe spectacolul, stau 20 de minute nemișcată pe scenă. Într-un voal de ăsta intră spectatorii, ei nu realizează că sunt sub voalul ăla și eu atunci mă pregătesc. Mă pregătesc, mă elimin toate emoțiile, toate astea, intru în personaje și în același timp fac o rugăciune și îi mulțumesc lui Brâncuș. Îi mulțumesc lui Brâncuș că mi-a dăruit această inspirație pentru piesă și așa. Și de asta zic, cred că Brâncuș a vrut ca noi două să ne unim, să ne întâlnim. Providența a fost o întâlnire providențială și în același timp o binecuvântare. Pentru că eram într-un moment când poate și ea avea nevoie de mine și și eu de ea. Și dincolo de orice a fost această legătură extraordinară pe linie artistică, dar probabil și compatibilitatea aceasta de suflete. Camil Petrescu spunea că sufletul nu are nevoie de mai multe cuvinte pentru a înțelege. E, această minune s-a întâmplat între mine și Beatrice. Ne-am întâlnit la Pitești într-o conjunctură în care nu credeam. Adică eu m-am dus cu inima deschisă acolo, dar totul a fost într-un alt mod cu acest proiect Brâncuș, dragostea mea. Trebuia să-l fac la Pitești, ea a intrat în acest proiect în ultimele 3 zile ca o salvare extraordinară și atunci, probabil văzându-mă pe scenă, s-a îndrăgostit de textul scris de mine și practic nu că am fost sub o lupă a ei, dar practic atunci am comunicat și s-a văzut această unire între noi, că este imperios necesară să ne unim și să facem acest proiect. Iar Beatrice este și o binecuvântare și totodată este, probabil a venit ca un răspuns în viața mea și o am ajutat foarte mult. Și am ajutat lume doar uitându-mă la oameni, pur și simplu eram ca acel puc din Visul unei nopți de vară, dar fără să fac năbădăi, fără să fac ghidușii. Adică mie îmi ieșea chestia aia de lucru minunat al spiritușului, fără să încurc lucrurile. Și așa chiar îmi place să creez lucruri frumoase oamenilor, fără să se aștepte de la mine. Și cred că lucrurile astea sunt bune în viață. Ori faptul ăsta că și-am ajutat alți oameni a venit ca un răspuns cu această întâlnire extraordinară cu Beatrice Drancea și bunul Dumnezeu mi-a trimis-o și Brâncuș ne-a pus împreună. Lui plăceau femeile deștepte, femeile talentate, femeile și probabil frumoase, sunteți aici. Sunteți și frumoase amândouă și spun eu asta că probabil tu n-ai fi spus, nu știu de ce avem reținerea asta să spunem că suntem frumoase, dar suntem frumoase. Tu ești o femeie frumoasă, Beatrice Rancea e o femeie foarte frumoasă, să spunem și că suntem frumoase și lui Brâncuș îi plăceau și femeile deștepte și frumoase, cum sunteți voi, cum suntem noi toate. Mă includ și pe mine. Noi toate, da. Nu, eu sunt un om frumos. Adică cred și chiar vreau și vreau să conștientizez și mai mult și îmi doresc din tot sufletul să luminez și să aduc numai armonie cât pot eu în preajma mea. Iar piesa voastră, Brâncuș, dragostea mea, le dezvălui acum celor care ne urmăresc. Te trece prin toate emoțiile. Te gândești, sigur, este o piesă care conține multă informație, care are partea asta valoroasă, afli lucruri despre Brâncuș pe care nu le știai, lucruri care te cutremură, lucruri care îți luminează mintea, lucruri care te fac să înțelegi arta cu mult mai bine decât înainte, dar te trece și printr-un milion de stări toate ale dragostei, prin bucuria iubirii împlinite, prin dorință, prin sfâșiere, prin durerea iubirii care nu ajunge la limanul pe care și-l dorea. Am râs și am plâns văzându-te jucând toate aceste personaje. Spune-mi, cum ați creat împreună amalgamul ăsta de emoții, de emoții extraordinare? Păi, în primul rând, printr-o nebunie. Vreau să spun că Beatrice are o putere
și este atât de persuasivă, iar respectul meu pentru ea este atât de mare și de înălțător, încât orice mi-ar zice ea, eu aș face. Adică vreau să spun că primul lucru care m-a frapat cel mai mult a fost chestia că la Maria Tănase, la personajul Maria Tănase, eu vorbesc la un moment dat despre busuioc. Că am un sân busuioc și de dragostea oltenească, Dumnezeu să te ferească de ea, că te scoate la primăvară galben ca turta de ceară. Și ziceam, nu știu ce să fac, unde să fac, unde, cum să arăt eu busuioc ăsta și așa. La care ea zice, păi vii și ai busuioc în sân. Și zic eu, cum să am busuioc în sân? Vii cu chita mare în sân și ai busuioc acolo. Ei, eu în momentul ăla, pe ea am asociat-o cu Frida Kahlo. Am asociat-o cu Georgia Keefe, o altă artistă carnală și plină de putere și de expresivitate, și am zis, măi, Rancia, asta este nemaipomenită. Pentru mine a fost cum să-mi pun eu în sân, dita mai smocul și după aia hainele și toate. Și am zis, uite cum a putut să intre în esența, în viața, în sufletul lui Maria Tănase, Mariei Tănase, pentru că Maria Tănase, într-adevăr, așa era. Ea era în stare să se ducă la Brâncuș și să-și bace smocul acolo de busuioc. E, ăsta a fost primul lucru care pur și simplu mi-a deschis așa încrederea spre ea foarte mare. După aceea, toate celelalte am stat la discuții, le-am făcut, le-am creat. E cum se zice, văzând și făcând. Deci așa a pornit totul, dar este o perfecționistă. Vreau să spun că și acum, în urmă cu 2 zile, ea făcea înregistrări cu Marius Bodoghi. Marele Marius Bodoghi, care este și manager al Teatrului Dramaturgilor, iar el este și care asculta... este vocea lui Brâncuș, în piesa voastră, da. Înalță spectacolului, da, așa un patent de tezaur al artei, pentru artă. Și era așa, stătea în fața ei spășit și cu atâta respect, și a fost o lecție extraordinară înregistrarea vocii lui, pentru că la prima înregistrare am asistat și eu și el are vreo 10 intervenții cu vocea lui Brâncuș și de vreo 3-4 ori, 3-4 ori înregistra câte un pasaj. Și până când nu era el foarte mulțumit, iar starea ei așa, energia asta ei pozitivă, bunătatea ei, generozitatea ei, faptul că nu pune judgment, nu te judecă, știi, nu te inhibă. Sunt regizori care sunt atât de plini de ei și atât de visceral și atât de, cum să zic eu ție, de zbătători așa încât te inhibă cu chestiile lor. E, ea, prin personalitatea ei, prin modul cum lucrează cu tine, te face să scoți cei mai buni din tine. Și chiar dacă tu greșești ca actor, nu te face să te inhibi. Ea, din contră, te încurajează. Foarte bine că ai încercat acest lucru. Dar nu-ți spune lucrurile astea. Este un dans de ăsta, apropo, că este un dans uman al ei. Nu degeaba este și a fost o mare balerină, un coregrafă și așa. Da, cred că asta este cu ea. Ține într-un dans al ei, al vieții ei, extraordinar. Profit de ocazie să te întreb ceva așa la modul general, care cu siguranță interesează pe toți cei care ne urmăresc. Tu ai întâlnit atâtea personalități din lumea aceasta a teatrului, mari actori, mari regizori. Ți se pare că artiștii de valoare sunt oameni generoși, buni? Cu cât sunt mai mari în arta lor, cu atât sunt mai, nu știu, mai prietenoși, mai deschiși, mai modești, să spunem așa, ca oameni? Sau nu este întotdeauna așa? Cum sunt cei de la cel mai înalt nivel, văzuți prin ochii tăi, tot de artistă, desigur? Da, eu încă de mică, de când eram eu așa și mă uitam la televizor, eu credeam că artiștii sunt zei.
Sunt zei, sunt intangibili, sunt făcuți ca să fie iubiți, să fie adorați. Eu nu mi-aș fi închipuit că un artist, un actor poate să mintă, să fie, sau să, cum să zic eu, să trăiască, să respire, să trăiască viața ca un alt om de rând. Cei care sunt cu adevărat artiști sunt și oameni mari. Sunt, să știi. Eu așa, dar pentru mine, în momentul în care văd că poate să fie cu cea mai splendidă aureolă un artist, dacă nu văd că în primul rând că la el primează definiția de om această notă de umanitate, pe mine nu mă câștigă. Și atunci pentru mine el nu mai este ca un mare artist. Și atunci poate să se spună orice. Am avut ocazia să fiu lângă Robert De Niro, lângă Al Pacino, lângă Catherine Zeta-Jones, Brad Pitt. Vorbesc de Los Angeles de acea lume. Am avut șansa să fiu aici, lângă Radu Beligan, lângă Victor Ebenciu, cu care am jucat în trupă la Danaide. Deci știu ce înseamnă un artist mare. Dar dincolo de orice, cred că oricine, că ești în domeniul teatrului, că ești în domeniul regiei, că ești în domeniul picturii, cred că prima dată noi trebuie să ne exprimăm și să ne valorificăm ca oameni. Și lucrul ăsta mi-a plăcut și la tine, să știi, foarte mult, pentru că te-am văzut într-un interviu luat lui Beatrice la teatrul din Craiova, la Teatrul Național, și chiar mi-a plăcut acest lucru la tine enorm. Și am zis, uite cum este un om deosebit și acest lucru mi-a stârnit și mai multă curiozitate să te urmăresc mai mult și să... Probabil că acest lucru l-am realizat în momentul în care am emigrat. Pentru că atunci când eram în Canada, puteai să fii cel mai mare profesor universitar. În primul rând, trebuia să supraviețuiești ca om. Ca om. Deci, acolo, prima dată, este acest lucru, comunicarea de la om la om. Și după aceea, stai puțin, ce ai fost tu? Eu venisem de pe Broadway. Ce le păsa lor acolo? Că eu sunt actrița Claudia Motea, care a jucat în spectacolul. Mergeau autobuzele newyorkeze, erau cu afișele cu noi, cu Danaidele. În fiecare seară aveam peste 1.000 de oameni la reprezentații pe Broadway. Eram, deci, nu pot să spun ce experiențe. Tot ICR-ul, toate consulatele, toți veneau la noi, ne felicitau. Eram, pozam cu Radu Beligan, cu Victor Ebenciu. E, după ce s-a terminat lucrul, asta am rămas eu, Claudia Mutea, care vroia să emigreze acolo. Ori dacă eu nu eram om în primul rând, eu nu puteam să supraviețuiesc în acea societate. Da. Deși Da. uneori se spune că ne poate dezavantaja, nu știu, această omenie, această sensibilitate, că răzbesc mai degrabă cei care sunt un pic mai nepăsători sau mai duri sau mai concurențiali. Ni se spune de multe ori, am întâlnit și părinți care zic, vai, regret că l-am învățat pe copilul meu să fie așa de bun și așa de generos, că uite, afară-s numai fiare, cum o să reziste el în lumea aceea dușmănoasă? Mai bine îl învățam să fie și el rău. O fi, dar eu nu mă dezic de la lucrul ăsta și eu voi face tot ceea ce gândesc eu că e bine și eu consider că în momentul în care ești lovit, răspunde cu bunătate. Că dacă răspunzi cu bunătate și tot iubirea și bunătatea dezarmează orice. Orice. Poți să fii, adică, și cel mai furios om. Bine, acum nu vorbim de războaie și de astea, dar așa, ca de la om la om, dacă tu rămâi așa în esența ta bun și, cum să zic, și înțelegător și creezi circumstanțe și așa, e imposibil. E imposibil ca adversarul tău sau așa să nu cedeze. Eu așa gândesc. Sau, cum să zic, dacă mie mi se întâmplă un lucru, nu urăsc,
nu mai vorbesc, nu mai sunt în chestia aia. Ai vorbit de mai multe ori, te-ai referit la conexiunea ta cu divinitatea, la faptul că te rogi înainte să intri în scenă, că întâlnirile tale sunt întâlniri providențiale și că și Dumnezeu îți deschide uși. Spune-mi cum a venit în viața ta această deschidere către spiritualitate, pentru că știu că sunt vremuri în care se vorbește mult despre asta, avem cu mult mai multă deschidere, dar noi, cei trăiți în comunism, am rămas de multe ori tributari lumii aceleia în care am învățat de mici că nu există Dumnezeu și că, până la urmă, ce nu atingi cu mâna ta nu are cum să existe. Păi cred că ea m-a găsit, nu am găsit-o eu. A venit pur și simplu la momentul oportun în viața mea. Dar cel și cel mai mult a fost la începutul pandemiei, când atunci am realizat că trebuie să fac ceva, să schimb ceva, pentru că trebuia din nou să continui. Trebuia să schimb ceva în mine și așa. Și atunci am avut această revelație. Bine, eu tot timpul am fost un om cu credință și am fost și cred că așa m-am născut și așa o să fie. Dar acest lucru atunci a venit. Cel mai mult l-am conștientizat. Și chiar mă gândeam și la Brâncuș, uite, și la Țuțea, și la toți acești oameni extraordinari. Toți vorbesc despre dumnezeire. Fiecare o întruchipează în felul lui, în crezul lui. Dar noi trebuie să fim, să avem această credință și să avem, să simțim în dumnezeirea noi. Că este, fiecare o percepe într-un anumit mod. Ori în lumină, ori în creație, ori în asta. Eu în fiecare dimineață mulțumesc vieții, mulțumesc Universului, mulțumesc Bunului Dumnezeu, mulțumesc creației mele și mulțumesc prietenilor mei, mulțumesc providenței. Deci am aceste lucruri pe care eu le fac ca un ritual în fiecare dimineață, meditez și lucrurile acestea mă ajută mult, mă ajută mult. Gândirea pozitivă te ajută foarte mult și acest crez. Anton Pavlovich Cehov spunea într-unul dintre personajele lui, a pus pe gura lui Ninei Zareșnaia, să știi să sporți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu pe zi ce trece, cu cât înaintez, îmi dau seama și mai mult de valoarea acestor cuvinte. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Înțeleg că îți păstrezi credința. Ce înseamnă pentru tine ca scriitoare, ca actriță, ca regizoare, pentru că ți-ai și regizat multe dintre proiectele tale, ca om de artă, ce înseamnă până la urmă să-ți porți crucea? Să-ți porți crucea, în primul rând, știi ce înseamnă? Înseamnă că atunci când gândești frumos, să te exprimi. Să-ți exprimi, în primul rând, să-ți cauți frumosul și lumina din tine și să le lași să iasă afară, să le dai omenim. Deci asta cred eu în primul rând. În al doilea rând, la tot ceea ce faci, să faci cu dăruire și să faci, să conștientizezi acel moment, să trăiești prezentul, trăiești acel moment, acea clipă cu adevărat. Eu mă bucur din suflet pentru că și această emigrare pe mine m-a ajutat foarte mult să merg mai departe în viață. Apropo, Maria Tănase, am acolo o linie, o replică. Ah, cât de dragi îmi sunt cântecele mele! Numai eu știu când mă ajută ele să trăiesc și să merg mai departe. Am scris aceste cuvinte pentru ea, plecând tocmai de la ceea ce simt eu pentru teatru. Pentru că eu și în cele mai momentele cele mai aride ale vieții mele, momentele cele mai tumultoase, cele mai provocatoare, eu am simțit că teatru este țelul meu cel mai înalt și teatru este lucru cel mai sacrosant pentru mine și teatru nu m-a trădat niciodată.
În momentul în care eu m-am dăruit și am muncit și am făcut ceva, teatru mi-a răspuns cel mai frumos. Și asta înseamnă pentru mine credința în viață. Și atunci când am făcut teatru în străinătate, în America și peste tot, și aici când sunt aici. Și încă o dată se dovedește și prin acest proiect, Brâncuș, dragostea mea, se va dovedi, sper, din tot sufletul și prin următoarele proiecte la care lucrez acum și sper să am și alte, să am și cu Beatrice Rangea, să am și alte proiecte frumoase. Și atunci când tu ești înrădăcinat în lucruri frumoase, în lucruri înălțătoare, e imposibil să nu răzbați. E imposibil. Ne dai curaj cu aceste cuvinte. O ultimă întrebare am pentru tine, draga mea Claudia Motea, ca o, nu pot să-i spun sfat, ca un ajutor din experiența ta de om care a trăit mult în afara țării și a călătorit mult și a fost legat cu firele astea de lumină întotdeauna de România, dacă poți să ne spui Din experiența ta, ce să facem cu dorul? Când ni se face îngrozitor de dor nouă celor plecați de acasă, ce putem să facem ca să, nu știu, să transmutăm dorul ăla în ceva care să ne fie de folos și să nu ne tragă în jos, ci tocmai să ne dea și mai multă frumusețe? Poți să ne spui? Sau poți să-mi spui? Păi vă luați acasă cu voi unde sunteți. Și eu acum folosesc așa un tertip. Ascultați cât se poate de multe piese de teatru în limba română, ascultați radio în limba română, tot ceea ce ține de obiceiurile, de tradițiile noastre, duceți-le cu voi oriunde în lumea asta. Pentru, nu numai pentru românii de pretutindeni, și pentru oamenii unde stați, pentru, tu stai în Anglia, pentru londonezi, pentru că împărtășind cu ei și vorbind despre aceste lucruri, într-adevăr îți trece dorul, îți mai trece din dor și te simți ca acasă. Dar pentru noi emigranții, să știi că acest lucru, dorul este foarte mare. Iar noi nu că am fost acuzați, dar noi am fost însemnați de bunul Dumnezeu, noi emigranții, pentru că eu și acum, după ani care am, după mai mulți ani de când m-am reîntors în România, simt așa, simt un dor atât de mare că îmi vine să plec pe jos în America. Și când eram acolo, simțeam dorul ăsta. Deci există o chestie că nu-ți mai găsești acea liniște, acea pace adâncă interioară. Și probabil și chestia asta pe mine m-a determinat să îmbrățișez și mai mult spiritualitatea. Pentru că te ajută atunci să conștientizezi, să intri în interiorul tău, să te ființezi mai mult și să-ți simți rădăcinile și mai mult acolo unde ești. Că practic, într-adevăr, Nichita zicea, patria mea este limba română. Dar locul tău, patria ta, este unde ți-e inima. Și atunci, dacă tu ești fericită și îți simți inima fericită în Londra, atunci acolo este locul tău. Eu așa gândesc, nu știu. Este... Deci, dorul, acest cuvânt care nu se poate traduce în nicio altă limbă. Cum este și cuvântul văzduh, cum este și cuvântul omenie. Deci nici omenia, cuvântul nostru românesc, nu se poate traduce în nicio altă limbă. Dar dorul ăsta, spun tot așa la Maria Tănase, uite că i-a adus un vin bun, Ghiurghiuliu, să ia și el așa o gură ca să-i mai treacă dorul de acasă. Da. Pentru că, tot cu gândul ăsta am zis, când e ceva de la tine de acasă, pur sânge românesc, îți mai trece dorul de acasă. E ca și cum privești o fotografie de familie. Mai și plângi, mai și râzi, mai așa, dar totul e în tine, cu tine, cu ființa ta.
Mulțumesc din inimă, Claudia. Motea, te îmbrățișez și îți sunt recunoscătoare și pentru întâlnirea aceasta și pentru interviul pe care mi l-ai acordat pentru ascultătorii noștri de la Romanian Radio London și pentru cei care te urmăresc și vor urmări filmarea aceasta pe care am făcut-o și pentru cei care vor să ne asculte în reluare. O să avem și o întâlnire foarte frumoasă și la Canal 33 România într-o duminică viitoare de la ora 18. O să mai avem întâlniri și o să mai stăm de vorbă, pentru că sunt fericită și recunoscătoare că te-am cunoscut și vreau ca toți cei care mă urmăresc și care girează cu energia lor proiectele mele jurnalistice să te cunoască și să se bucure de frumusețea ta de artistă care dăruiești atât de mult lumii. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc din toată inima. Sănătate și lumină și iubire.